Ok, acum că s-a luat lumina. De, nu mai văd? Eu îi țin telefonul pus De. pe lumină. Da, și să văd bine și aici ce scrie pe caiet. Da, tu mai ziceam că la noi aici, în cartierul ăsta, se ia lumina din când în când. Da. Uite ce am ajuns să fac. Păi da, ca să facă fata mai departe, uite. Da. Ia zi, cum ar fi fără lumină? Oh, nu mai vede. A, te-am pus-o pe pat. Nu mai Da, vede nu merge nimic. să croșetez, să tricotez acum. Nu. Dar dacă bate de jos în sus, Nici așa, da. înfiorător. Nu. Cel mai bine așa, de sus. Bine, asta am ajuns eu să fiu aici, în stativ de reflector de... Da. Ce? Eu ce au pornit alarmele afară. De când se oprește curentul, pornesc și niște alarme. Uite, așa lucrez eu. Uite, vezi, uite. Uite, s-a stins ceasul. Era băgat în priză, săracul. S-a stins și bradul. Da. În schimb, Hollywood. Și Hollywood nu se încă... stinge niciodată. Da, nu se stinge niciodată. Așa se lucrează mai nou. Păi da. Se tricotează la lumina telefonului. Păi da. Fătorele, o fi sunat cineva să le spună la ăștia că nu mai e curent? Eu știu. Uite, bă, ce de arbuști, bă! Ia uite cum se plimbă lumina! Oh. Uite și codițele pe perete! Umbra! Să văd codițele pe perete. Ia, stai drept. Uite umbra, uite codițele. Da. Nu știu ce înseamnă să fii pasionat. Lucrează chiar? Lucrează chiar și la lumina telefonului. Da. Cucu, bau. N-ați plătit curentul, ați plătit curentul, n-ați plătit curentul, ați plătit curentul. Au, ba da, eu zic că au plătit ai tăi. Cineva se pare că n-a plătit curentul pe aici, pe cartier. Au ce întuneric e afară. Sunt totuși niște luminițe în depărtare. E așa, se pare că și-au plătit curentul acolo. Hai, ne mutăm acolo.